Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Patru partide ar obține mandate de deputat dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Datele sunt prezentate într-un sondaj. În ultimii 2 ani a scăzut mult încrederea procurorilor în procesul de vetting, iar experiența prevettingului îi determină pe unii dintre ei să desconsidere evaluarea extraordinară. Declarația aparține șefei Procuraturii Anticorupție. Schema de excrocherie, ruda implicată în accident rutier este activă. În acest sens, oamenii legii îndeamnă populația să nu ofere bani persoanelor necunoscute. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru partide ar ajunge în legislativ. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor, Blocul Șansă, Obligații Realizări Șor și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Cel puțin acestea sunt rezultatele unui sondaj efectuat de Institutul Republican Internațional. Datele sondajului arată că cele mai multe mandate le-ar obține Partidul Acțiune și Solidaritate, partid pentru care ar vota 33% dintre respondenți. Pentru Partidul Socialiștilor și-ar da votul 15% dintre cei care au răspuns la sondaj, iar pentru alte 7% dintre persoane, acesta ar fi o a doua opțiune. Locul 3 a fost luat de Blocul Șansă, Obligații Realizări, Șor, pentru care ar vota într-o primă etapă 9% dintre respondenți. Cu 5% dintre voturi ar obține mandate de deputat Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Partidul nostru ar putea obține 4% dintre voturile respondenților, ceea ce ar însemna că nu ar depăși pragul minim necesar de 5%. În același studiu se mai arată faptul că Maia Sandu, Igor Dodon și Renato Usată ar fi persoanele pentru care ar vota cei mai mulți cetățeni la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Potrivit IRI, datele pentru sondaj au fost colectate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepția regiunii transnistrene între 23 mai și 13 iunie. Eșantionul principal a constituit 1225 de rezidenți permanenți ai Republicii Moldova cu vârsta de 18 ani și peste care au drept de vot. Marja de eroare a eșantionului principal nu depășește plus sau minus 2,8 puncte procentuale. Rata de răspuns a fost de 57%. Vrea să contribuie la procesul de integrare europeană. Acesta este motivul pentru care șefa statului, Maia Sandu, candidează la alegerile prezidențiale. În cadrul emisiunii Nord News Live, Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova a făcut pași concreți în procesul de integrare europeană și că există oportunitatea de a avansa mai rapid. Pentru că eu cred că avem o șansă extraordinară, procesul de integrare europeană, repet, despre care la noi se vorbește de decenii, acum am făcut niște pași concreți și avem această oportunitate să ne mișcăm repede înainte și eu îmi doresc în continuare să contribui la acest proiect național, dacă vreți, și o să depun toate eforturile, așa cum am făcut-o și până acum, și pe politica externă, și pe subiecte de politică internă, ca să putem să punem țara la adăpost, ca să putem să le asigurăm oamenilor, în primul rând, pace în continuare și, în al doilea rând, condiții bune de viață. Vorbind despre reușitele pe care le-a atins în acest mandat, Maia Sandu a menționat dezvoltarea localităților prin intermediul programului Satul European, investițiile de 3 miliarde de lei în sectorul sănătății, precum și dezvoltarea sectorului energetic. Am reușit să trecem peste niște perioade dificile și am reușit să facem și lucruri pentru modernizarea țării. De exemplu, dacă luăm programul Satul European, spuneți-mi, vă rog, care guvernare de la 91 încoace a investit mai mult decât noi în localitățile din Republica Moldova?
nu o să găsiți acest exemplu. Vorbim despre sectorul sănătății. Am investit în jur de 3 miliarde de lei din resurse suplimentare la fondul de asigurare medicală în modernizarea spitalelor peste tot în țară. Și am vorbit despre Urhei, Bălți, putem să vorbim aici și multe alte localități din țară. Nu o să găsiți o guvernare care ar fi investit mai mult în modernizarea sistemului sănătății decât noi. Alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova vor fi organizate pe data de 20 octombrie, în aceeași zi cu referendumul național. În mai 2023, într-un interviu pentru Bloomberg, actuala președintă Maia Sandu a confirmat că va candida pentru încă un mandat prezidențial. În luna noiembrie a anului trecut și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a anunțat că va candida la alegeri. În luna iunie a acestui an, Andrei Năstase, fostul președinte al platformei DA, a declarat că va candida la prezidențiale și că lucrează la crearea propriului său proiect politic. Și Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, a anunțat despre intenția de a aspira la șefia președinției. Totodată, la 8 iulie, Partidul Socialiștilor a anunțat că va susține candidatura fostului procuror general Alexandru Stoianoglu. Fosta bașcana Găgăuzei și președinta Platformei Moldova, Irina Vlah, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din acest an. Aceasta a precizat că nu va reprezenta niciun partid politic. Vlah a declarat că programul ei electoral va propune soluții concrete pentru problemele oamenilor. Anunț oficial că voi candida la funcția de președinte al Republicii Moldova în calitate de candidat independent. Alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova vor fi organizate pe data de 20 octombrie, în aceeași zi cu referendumul național. La 8 iulie, liderul PSRM Igor Dodon a anunțat că fostul procuror general Alexandru Stoianoglu va candida la alegerile prezidențiale din acest an. Peste 600 de copii care se aflau la tratament în momentul atacului asupra spitalului Ohmadit din Kiev se numără și copii din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov după vizita efectuată în capitala Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, viceprim-ministra pentru integrare europeană anunță că în momentul în care a fost atacat spitalul din Kiev, printre pacienți se aflau mai mulți copii din Republica Moldova. Unul dintre aceștia, în momentul bombardamentului, s-ar fi aflat pe masa de operații. În prezent, copilul se află în grija medicilor. Fiind la Kiev, a mers la locul unde statul agresor a ucis zeci de oameni și a rănit sute de copii, părinți și medici, de facto a lovit în inima societății ucrainene. Am adus un omagiu tuturor victimelor nevinovate. Atrocitățile asupra tuturor ucrainenilor trebuie să se oprească, iar crimele de război trebuie judecate. A scris Cristina Gerasimov. În dimineața de 8 iulie, în mai multe regiuni ale Ucrainei, au fost auzite explozii. Pe întreg teritoriul țării a fost declarată alerta aeriană. Dronele lansate au lovit unul dintre sediile celui mai mare centru medical pentru copii din Ucraina. Zeci de persoane au fost ucise. Într-o reacție, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus că Rusia trebuie să răspundă pentru toate crimele sale. Liderul de la Kiev a confirmat numeroasele decese și a menționat că lichidarea consecințelor de la spitalul de copii Ohmadit continuă. Cetățenii care sunt telefonați de persoane necunoscute și care sunt anunțați că o rudă apropiată a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă li se cer bani, sunt îndemnați de oamenii legii să întrerupă apelul și să anunțe poliția. Aceste acțiuni fac parte dintr-o schemă de escrocherie numită ruda implicată în accident rutier. Atenție! Puteți deveni victima escrocelor. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare. După ce mai multe persoane au căzut în capcana schemei de escrocherie ruda implicată în accident rutier, mai multe mesaje cu caracter informativ vor fi difuzate în centrele comerciale, transportul public, piețe și gările auto. Locuitorii țării vor primi mesaje text de la oamenii legii referitoare la schema de escrocherie. Persoanele sunt îndemnate să nu transmită bani, datele personale și cele bancare în cazul în care sunt telefonate de o persoană străină care vorbește despre o rudă implicată în accident. Mesajele nu sunt un motiv de panică, ele facilitând faptul că informațiile noastre se ajung la potențialele victime. Grupul țintă al campaniei inițiate sunt persoanele în etate care devin cele mai des victime ale acestei infracțiuni. Se arată în comunicatul poliției. Amintim că potrivit oamenilor legii, schema constă în faptul că anumite persoane induc în eroare părțile vătămate, pretinzând că rudele acestora sunt implicate în accidente rutiere cu urmări grave, respectiv sub pretextul necesității de bani pentru intervenții chirurgicale sau servicii juridice, aceștia determină victimele să le transmită mijloace financiare.
În ultimii 2 ani a scăzut mult încrederea procurorilor în procesul de vetting, iar experiența pre-vettingului îi determină pe unii procurori să nu considere evaluarea extraordinară un proces eficient și corect. Declarația aparține șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, și a fost făcută la o emisiune de la Postul Public de Televiziune. Dragalin a subliniat că pentru a nu trece prin testul integrității, 10 procurori de la Procuratura Anticorupție și-au dat demisia, iar plecarea lor a complicat mult activitatea instituției. Noi cu toții cei care am decis să rămânem în sistem, să mergem mai departe, am depus toate actele necesare la 13 iunie. Din păcate, deja am avut 10 procurori care și-au dat demisia din Procuratura Anticorupție în loc să meargă înainte la procedura de vetting. Din punctul meu de vedere, deci e o provocare destul de dificilă pentru a putea depăși acest lucru, dar o să mergem înainte, pentru că deci, asta e legea și noi ne conformăm. Șefa Procuraturii Anticorupție spune că în ultima perioadă 10 procurori și-au dat demisia, refuzând să treacă prin exercițiul evaluării extraordinare. Veronica Dragalin spune că au plecat din sistem procurorul care gestiona investigarea fraudei bancare și alți procurori responsabili de domenii importante. Ne-a afectat, deci a afectat activitatea Procuraturii Anticorupție, pentru că acești procurori care au demisionat că activau în Procuratura Anticorupție, nu toți, unii dintre ei activau în alte procuraturi, dar aveam procurori care aveau dosare foarte importante în gestiune. Am mai menționat că procurorul principal responsabil pe investigația frauda bancară a demisionat și am avut 4 procurori care au demisionat din secția pentru reprezentarea acuzării în instanțele de judecată, unde noi avem aproximativ 500 de cauze penale. Și atunci, deci când secția de la 10 procurori rămân doar 6, asta sute de dosare unde trebuie acum repartizate la alți procurori și deci devine cu mult mai dificil să facem față la toate, deci tot volumul de lucru pe care îl avem în continuare. Șefa Procuraturii Anticorupție crede că după reformarea CSM și CSP, cele două entități ar trebui să se ocupe de curățarea sistemului. Totuși, Veronica Dragalin a precizat că atât ea cât și procurorii rămași în sistem se vor conforma legii privind evaluarea extraordinară. Suma destinată compensațiilor la căldură pentru sezonul rece a fost redusă. Anunțul a fost făcut de către ministrul finanțelor Petru Rotaru la o emisiune de la Realitatea Live. Potrivit lui, suma va fi înjumătate comparativ cu perioada similară a anului trecut, dat fiind faptul că prețul la gaz a scăzut. Există un plafon de la care nu se mai compensează în anul ăsta o să fie probabil doar în expresie monetară, nu și în factură, adică o să fie un mecanism mixt nou creat, astfel încât să nu există diferențiere. Dar există un plafon minim de la care nu se subvenționează și respectiv în decembrie când noi o să avem sau când o să avem certitudinea sau când o să gazul din decembrie sau energia din decembrie când o să fie achiziționată de persoanele fizice, exact care va fi prețul, ieșind din asta se va... Dar noi am alocat resurse pentru orice eventualitate ca să existe aceste resurse în buget, să avem o certitudine sau o perspectivă pe termen scurt ce se întâmplă în luna decembrie și noi să ne cu rectificare în decembrie, când noi în decembrie să achităm pentru luna noiembrie. Mecanismul de compensare a tarifelor la gaz și curent este gestionat de Ministerul Muncii. Rotaru a subliniat că aceste compensații trebuie să fie foarte țintite pentru a ajunge la persoanele cu necesități maxime. Anterior, ministrul Muncii, Alexei Buzu, a declarat că în sezonul rece vor fi compensații momentare și nu în facturi. În sezonul de încălzire 2023-2024, compensațiile au fost acordate în factură în funcție de vulnerabilitatea energetică. Acestea au acoperit în medie 33% din tariful la gaz cu o varietate între 12 lei per metru cub și 17 lei per metru cub pentru un volum compensat de 180 de metri cubi. În ceea ce privește încălzirea centralizată, guvernul a compensat 58% din tariful practicat cu un tarif între 1450 lei și 2900 lei per gigacalorie în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică al beneficiarului. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a acceptat marți demisia guvernului premierului Gabriel Attal după eșecul acestuia de a obține o majoritate pentru coaliția pro-prezidențială la alegerile legislative anticipate, a anunțat Palatul Elisei într-un comunicat. Acest guvern va fi în perioada următoare interimar și va asigura gestionarea afacerilor curente până la numirea unui nou guvern, se arată în comunicatul președinției franceze, în contextul în care Franța va găzdui în săptămânile următoare Jocurile Olimpice de vară. Emmanuel Macron a convocat
anulat alegerile legislative anticipate după înfrângerea severă suferită la alegerile europarlamentare de alianța sa pro-europeană Coaliția Nevoie de Europa în fața formațiunii de extremă dreaptă Adunarea Națională, condusă de Marine Le Pen și Jordan Bardella. Macron insistă ca viitoarea coaliție de guvernare să fie alcătuită numai din partide cu valori republicane, termen prin care se înțelege excluderea partidelor de extremă dreaptă și extremă stângă. Președintele francez a îndemnat la negocieri pentru stabilirea unor compromisuri cu calm și respect între coaliția sa centristă și coaliția stângii. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați datele meteo și jurnalul Orei 17 prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.